Ia să vedem. Și Cotun, bună ziua. Unde-i soțul? Partea vătămată. A? Ia că te-o procuror și asta de Cotun. Oameni buni. Da, da, ia că te-o. Dar nu tărâi de ușă, că mereu faci. Nu tărâi ca să zboare ușurile. A soțul ei vreau și-o pedepsă doi oameni la penitenciar. Oamenii și stau până în ziua de astăzi. Lasă că eu vin la ședință. Să arăt eu ție tătii. Oamenii și stau la penitenciar, că ei procuroși, că ei procuroși, când ei se duc prin toate florile și își fac treaba ce vor. Ia, dar n-are drept procuror să sunt. Procuror și n-are drept să intre. N-are drept să intre. Vă dați seama și așa? Ei n-are drept să intre la judecător. Asta conform articolului 8 la CEDO. Încălcare tare mare. Nu mă deranja. Da? Cotun, Alexandra. Procuror și-a deșteaptă din Strășeni. O așa dat la penitenciar, acum e doi oameni stau la penitenciar. 287. 287, cea de la Ieroveni stă, dar ea are puteri. Dar ea are puteri. Procuror și-a Cotun, Alexandra. Ia că o stă în continuare. Face ce vrei, cu Lida Lungu și-o bătut joc. Cu câinii și s-o arătat e că poate. Noi câte plângeri am scris la Consiliul Superior a Magistraturii, nică oameni buni nu s-au făcut. Lasă că și dăm și la ședință. Să vedem ce ședință ai tu. E ca pe cine plătim noi. Da? Tu ești plătită din banii noștri, lipădătură. Tu ești plătită din banii noștri, lipădătură. Noi îți dăm 30.000 de lei pe lună. Și tu pui oameni la penitenciar cum vrei tu? Lasă că eu să vin la ședință. Unde ți-i partea vătămată, bărbatul și a tău, mentul. Mentul parte, dar eu să vin, că nu din cap tu. La viceu? Hai, du-te, da, hai du-te la viceu. Da, du-și așa în viceu, hai. Du-și așa în viceu. Da, da. Ia că tău, Cotun, Alexandra s-a dus la viceu. Hai să te vedem, că te-ai așa în viceu. Oameni buni, îi jale mare Strășeniu, jale mare. Cotun, Alexandra. Lipădături ordinare. E că eu au vrut, au așezat doi oameni la penitenciar și este bine mersi, prin ești bani. Doi oameni stau la penitenciar, noi să-i hrănim, că vedeți-le bărbatul mentul țapă-n de bat pe ce pe Strășeni, femeie sa procuror, el ment, ei cu Jurja împreună, cu toată banda asta, toată mafia asta de la Strășeni. Las că vă arăt eu vouă. Vă arăt eu vouă. Vom reieși la scăpire următoarele ședințe din Rădămanță, adică 11 mai 2022, prin care s-a aplicat această restricție până 11 alta 2022. Și pentru dumneavoastră. Doamna, cum vorbiți dumneavoastră? Olar Marie. Dumneavoastră sunteți parte în proces și aveți permisiune? Am tot dreptul să filmeți. Aveți permisiunea de a filma? Nu trebuie să-mi dăie nimeni, sunt societatea civilă și filmez tot bisprăderul ăsta de la secretara fără uniformă. Autează ședințele. Cine este el? E avocat, nu e avocat, fără uniformă? Litvinenco! Litvinenco, ce e jele mare la Strășeni. Litvinenco nu are posibilitate să intervină. Are! E plângerea mea cu fotografiile voastre. Sunteți fără uniformă. Dar nu trebuie să iau parte în proces. Am tot dreptul să intru și să vă arăt, oameni buni, și cum să petrec ședințele la Strășeni. Dar voi să termina ședința. Ușa e descuietă, ușa e deschisă, ședințele cu ușa deschisă, dar e mai lungă din instanță. Da? Este finisată, nu terminată. Da, finisată, nu terminată. Cotunul a intrat în viceu și nu iese. Ia că așa e, ca asta e Strășeniu. Încă e în viceu. Încă e în viceu. Hai să șez aici pe viceu. Dacă așa se fac ședințele, oameni buni, așa se fac ședințele fără uniforme, cu toate că le-au dat uniforme, le-au cusut, le-au dat la secretarii să aibă uniformă. Deci seamănă